Doamnelor, cu curaj bărbații s-au uitat la acest videoclip. Strânși ușor, la de mână, de fetele de lângă ei, care încă de dimineață au simțit nevoia de o căsătorire. Curaj, bărbați! Bună dimineața! Bine ați venit! Bună dimineața! Alina, domnul Marian, vă rog să nu vă feriți de microfon, că știm. Bănuiesc că e foarte cerută piesa asta. Vreau să știu cum ați găsit atâtea mirese și atâția miri pentru videoclip. Se găsesc. V-ați înscris pe un site, ca aș vrea și eu, dacă... Și crezi că oamenii se mai căsătoresc? Ba da. Se mai căsătoresc. Alina, cred că ți-e foarte greu, în primul rând, să lucrezi cu băieții, în al doilea rând, da. să cânti piesa asta la evenimente și să te întrebe lumea... Oare când, da. Să știi că nu mă mai întreabă lumea de mult. Nu? Nu. Nici pe mine. Atunci mă înțelegi. Integrează bine. Aveți curajul să aveți concerte în teatre și asta e foarte fain. Da. Urmează pe 7. Da. La Buzău. Da. Și pe 12. Pe 12 la Teatrul Național. Bravo, ți-ai învățat. Da, mi-am învățat lecția. Profesor, ți-ai uitat. Ce faceți la teatru? Că sună așa, sună foarte artistic. Adică trebuie să te îmbraci la sacou, să... Avem solo de chitară, adică nu... Da. Sunt diferite concertele în sălile de teatru. Aproape că obligatorie ținută, că îți dă ție ca acolo pe scenă, te mai însuflețește când oamenii se îmbracă cu grijă pentru un spectacol și ne bucurăm că avem ocazia să cântăm muzica în care credem, pe care o facem de atâția ani și că cel mai important e că avem cui cânta. Foarte tare. Mergeți la spectacol, nu la concert, atenție. La Teatrul Național pe 12 noiembrie, pentru că o sală goală acolo e îngrozitor de urâtă. N-am emoții, crede-mă. Mai multe detalii găsiți pe Direcția 5, pagina lor, anunță toate datele și locul de unde vă luați biletele. Vă mulțumim tare mult că ați venit pe la noi. Mulțumim pentru invitație.